Saloanele gotice. Scenariu de Pușarot, după romanul cu același titlu de August Strindberg. Traducere de Corneliu Papadopol. Episodul al 10-lea. Știi, Esther, există un cuvânt ieșit din uz printre cei cu educație și este rușinos să-l pronunți. Și anume cuvântul păcat. Noțiunea de vină a fost desființată de filosofie, dar sentimentul vinovăției se mai menține încă. M-am născut cu conștiința încărcată și încă de copil mi-a fost frică să nu fiu descoperit. Asta nu se poate explica decât prin aceea că mai înainte s-a întâmplat ceva necunoscut. Acestea sunt stări morbide. Oh, da. Nu, avem multe cazuri de felul ăsta aici în spital. Da, da, da. De exemplu, avem unul care crede că el a scris Bordereau. Aha, și tu ce știi despre asta, Esther? Nu, nu, ajunge, te rog. Eu nu pot să te mai urmăresc. Nu vreau, Max, să te mai urmăresc. Bine, bine, draga mea, știu asta și nici nu-ți cer să mă mai urmărești. Tu ești tot timpul în ton cu mine, dar, nu știu cum să zic, cel puțin cu o octavă mai jos. Da, da, cel puțin. Din nimic nu iese nimic și toate au un motiv satisfăcător. Deci dacă el se crede vinovat, există o cauză logică. Închipuirii la o realitate superioară, a cărei legătură cu realitatea nu o înțeleg, dar nu îndrăznesc să o neg. Realitatea nu poate pătrunde înăuntrul meu pentru ca apoi să se exteriorizeze din nou, fără să devină reprezentare sau imaginație. Dar mai există și oameni care exercită influență asupra altora de la distanță. Dar mă rog, asta o știi tu mai bine. Da, nici n-am negat. Păi, sigur că n-ai negat. Bine, mai adineaur am îndrăznit să pronunț cuvântul păcat. Eu cred că toate bolile sunt urmări ale păcatelor. Bolile trupești se și vindecă analog celor sufletești. Mai întâi ești silit să faci mărturisiri umilitoare medicului, nu? Asta ar fi spovedania, nu? Apoi el te condamnă la pocăință, buruienea mare, post, disciplină strictă, renunțare. Și adesea ești obligat să renunți la obiceiuri, la vicii, să eviți emoțiile, să te gândești la lucruri plăcute. După ce te-ai vindecat, trebuie să te duci la preot, adică la medic, să-i mulțumești și să-i jertfești. Ei bine, și atunci ți se dă sfatul, celebrul sfat: ferește-te de recidive. În traducere, știi ce înseamnă, nu? Du-te, dar să nu mai păcătuiești de acum înainte, ai înțeles? Nu? Dar cum îi tratați voi aici pe cei bolnavi sufletește, pe cei care au nevoie de îngrijire sufletească? A? Ce faceți voi? Voi le tratați trupurile cu apă rece și cu morfina. Palatul ăsta nu este un spital, draga mea, ci un infern sau un penitenciar. Și pedeapsa cea mai grea este că medicul nu-l înțelege pe bolnav. Să nu fii înțeles sau să fii înțeles greșit. Ei bine, ăsta e iadul, să știi. Avem și preoți sau păstori de suflete. Da, numai că s-ar putea spune că majoritatea celor de aici nutresc aversiune față de preoți și de religie. Hulesc și blestemă, atâta fac. Nu, sunt situații diferite, diverse. Pentru că unii vin aici tocmai în urma meditațiilor religioase. Păi da, sigur că da, pentru că ei vor să străpungă cortina. Și atunci văd tot teatrul cu culisele pedeandoasele, ai înțeles? Și asta le este pedeapsa. Să intrăm, trebuie să văd pacienții. Mergi da, cu mine, da, nu-i da. Așa? Merg, sigur că merg. Da, Esther, te însoțesc. Asta pentru că aș vrea să văd și eu cum stau bolnavii. Oh, iată, uite, ai putea să-mi spui și mie, de ce este gol pacientul ăsta? Pentru că are 40 de grade febră. 40 de grade? Da, și își scoate hainele. Așa are de 3 ani, 40 de grade. Și așa stă de 3 ani. Se crede într-o groapă cu șerpi.
Atunci bănuiesc cine este. Unul care a deposedat prin înșelăciune văduvele și orfanii, i-a dezbrăcat, dar pe căi legale. E, draga mea, vezi că există și alte legi decât cele ale justiției? Dar, Ester, spune-mi, de ce oare se crede într-o groapă cu șerpi? Doar n-a citit cântul al 24-lea din infernul lui Dante, unde hoții sunt bătuți cu șerpi. Și tot spui, sigur nu l-a citit pe Dante. E bun, sunt de acord cu tine. Și Dante cum crezi că a ajuns la asta? A inventat-o? Sau o fi avut un motiv anume? Din aceste forme de pedeapsă pe care voi le numiți boli, se poate desprinde ceva ferm, ceva obiectiv? Eu zic că da, și pe drept cuvânt. Mai cred și că în religii se găsesc aluzii. Dacă l-ai fi citit pe Swedenborg, ai fi recunoscut că descrierile iadurilor lui sunt dispoziții sufletești și nu locuri care să coincidă cu fanteziile întâlnite aici. Există, draga mea, există deci o constantă, caut-o și vei avea rezolvarea multor enigme, dacă vrei, sau mă rog, dacă poți. Max? Da? Fii atent la fata asta. Vorbește, da? Da, vorbește. Ce faceți, domnișoară? Sufăr. Da? Spuneți-mi, vă rog, de ce suferiți? Sufăr pentru păcatele tatălui meu. El n-are timp să-și spășească pedeapsa pentru că trebuie să muncească pentru familie. Da? Și m-am rugat lui Dumnezeu eu pentru păcatele lui. Da. Cum sunt nevinovată, chinurile mele sunt mai mari decât ar fi fost ale lui. De aceea, timpul este mai scurt. Dar vai de el dacă va fi nerecunoscător sau nu se va îndrepta. Atunci, va fi lovit el însuși. Da. Știe asta și se păzește. Mai știe și că-l urmăresc pretutindeni și că-l supraveghez. Peste 3 ani de Crăciun, voi ajunge acasă. Auzi, Ester, crezi că îngerul ăsta nu știe ce face? Crezi că nu e în toate mințile? Dă-ți osteneala cu toată discreția să-l găsești pe tatăl ei și să te informezi dacă spune adevărul, atât și nimic mai mult. Dar n-avem timp pentru asta. Ai dreptate. Da, tu ți-ai dat seama cu cine seamănă? Da, știu. Acum știu la cine te gândești. Zău? Da. Dacă este sora lui, atunci în mod sigur îi cunoști și tatăl. Da. Dar spune-mi, încotro duce scara asta? Doamne, asta la cei mai răi. Știu, acolo. Acolo este infernul murdar al lui Swedenborg pentru desfrânați. Spune Swedenborg asta? Exact așa spune. Corespunde? Corespunde. Începe să-mi fie frică. Stai liniștită, ascultă. În infernul lui Dante se spune de hoți că în lipsa altor lucruri își fură unul altuia înfățișarea. Îți amintești de procesul rămas nehotărât al hoțului din Norland, în care omorul se asocia cu un anumit vis al femeii din compartimentul trenului, nu? Gândește-te la asta, gândește-te la cele 2 procese misterioase din Norland și Östergotland, unde nu părea să se fi comis nicio crimă, cel puțin nu una materială, și totuși au produs atâta suferință în afara justiției. Vinovat și nevinovat pare a fi singura sentință. Într-o societate proastă pot fi uneori imun, oarecum protejat, alteori însă mă copleșește răutatea și ei vorbesc prin gura mea. Și atunci au impresia că sunt un necioplit. Intră, Max. Aici e marea sală de ședințe, unde e organizată o mică festivitate. Nu vreau să intru, Ester, nu vreau. Chiar nu vreau, crede-mă. Te aștept la ușă. Mergi tu, dacă vrei. De ce, Max, că e doar o festivitate? Știi, într-un fel toate astea îmi amintesc de cel mai oribil lucru pe care l-am văzut vreodată. Era un așa zis bal vienez pentru bărbații și femeile perverse din Berlin. Eram acolo cu comisarul de poliție și cu un doctor. Închipuieți, un tânăr îndrăgostit, făcându-i curte unui inz de 40 de ani cu o mutră roșie, grosolană,
urâtă, mustață în furculiță și pensne. Ăsta trebuia să reprezinte iubita. Cine oare îi pervertise simțurile? Ce se ascunde oare de desubt? Trebuie să existe o cauză. Nu, Ester, nu vreau să intru. Mi-e frică de nebun. Iată-l pe poet. El predică moralitatea împotriva lui însuși. Da, și el nu știe că frumoasa Elena își face rondul cu cântecele ei banale? Nu, Max, nu știe asta. Nu știe? Nu? Ce se va întâmpla însă dacă află? Personalitatea lui pare scindată, dar în dezacord cu eul lui anterior, și trebuie să rezolve disonanța prin compromis sau prin luptă împotriva lui însuși. Morala asta înțeleasă cum trebuie este mai mult în favoarea lui decât contra. Este o grozăvie să te joci cu această puternică forță creatoare. Cel mai adesea în căsnicie, unde a devenit o pierdere de vreme. De aceea, din motive morale, așa? Doresc desființarea căsătoriei. În statul dublu îți pierzi personalitatea, da, respectul de sine, da, valoarea de om, da, acolo îți vin sufletul, da, înveți să treci cu vederea. Asta se numește împăcare. Ia-te mormântul în care este coborât chipul lui Dumnezeu și din care reînvie animalul. Aici se naște disprețul nemărginit față de tine însuți, de dragoste, de soție, de cămin. Recent am auzit un bărbat în a cărui bucătărie s-au perindat pețitorii și după o căsnicie de 3 ani s-a trezit în sfârșit și a exclamat: nu mai suport să fiu țitor de bordel! Și acum să mergem la redută! Peste o oră va fi miezul nopții. Să mergem. Să mergem. Isaac, poți să-ți închipui, Anders a mai scris și o predică despre relațiile de familie din America. Dar n-am vrut să o citesc tineretului. Spune că se desfințează căminul și că familiile locuiesc în boarding houses. Un fel de pensiuni. Recunosc că menajul de la noi este o risipă și altarul casei este de fapt soba din bucătărie. Da, gătitul și spălatul se țin lanț de la răsăritul soarelui și până la apus. Și mai spune că divorțurile sunt la fel de frecvente ca și nunțile. Și dau impresia că prin această înnoire a personalității viața a devenit mai bogată. Păi, uite că Nobel a murit și a lăsat o mică moștenire. Îți dai seama, Gustav? 30 de milioane sau cam așa ceva. Atunci Academia are niște bani la dispoziție, numai dacă n-ar deveni un fond reptilă pentru cumpărarea adversarilor politici. Serviciu public va deveni, cu siguranță. Auzi, unchiule Henrik Borg, nevastă mea și-a luat drumul cu copilul ca să-mi dea o lovitură mortală. Dar eu n-am fugit după ea, ci am lăsat-o în pace, iar ea mi-a pus la socoteală și asta. A zis că nu sunt gentleman și apoi a dat fuga la avocat, cerând divorțul pentru că nu o făcusem fericită. Știi ce înseamnă să faci o femeie fericită? Sigur că știu, Kurt. Dacă poți să te ruineze, să te dezonoreze, exact, să te înjosească, atunci l-ai făcut fericită. Și dacă pot face asta fără ca tu să te plângi, atunci ești un gentleman. Așa e! Selen, nu te înțeleg de ce nu ești de acord cu cronicile și personalitățile. Așa e la gazetă. Viața a devenit publică întocmai ca în Atena Antică. Odinioară nu puteai răspunde la o acuzație neadevărată. Verdictul gazetei era draconic. Acum și omul cel mai neînsemnat are dreptul să răspundă și să se explice. Da,
este un mare progres. Ascultă, Holger, dacă sunt nedrepți... Nu există ceva mai prostesc decât să fii nedrept. Cel lovit devine martir și adesea câștigă simpatii nemeritate. Aici, în țară, un talent se ridică greu, pentru că mai bine iei o incapacitate. Os din osul tău și o creezi. Dar se întâmplă des că avansezi prin invidia celorlalți față de concurenți. Și ăsta este drumul obișnuit. Dacă vor să doboare pe cineva invidiat, trebuie să ridice în slăvi pe altul. Dar cea mai rea este reclama pe care se poate clădi. Și nu înțeleg de ce oamenii dau anunțuri. Când văd un anunț mai mare, mi se face frică și mă gândesc: asta este o escrocherie. Nu, nu, propaganda orală prin cumpărător care a luat o marfă bună, asta e singura cale. Prietenul nostru Lundel, pictorul, și-a făcut reclamă toată viața, dar n-a ajuns niciodată ceva. A murit anonim. Și acum, după abia un an, a și fost uitat. Ascultă, Gustav, orice s-ar spune, fără Armata Salvării și templieri, Suedia ar fi căzut pradă beției. Nu sunt simpatici, totuși. Dragă Levi, ca școală pregătitoare pentru America și-au îndeplinit și rolul public. În orice caz, sunt cele mai mari reforme din viața noastră socială, realizate pe căi particulare, fără parlament. Da. Guvernul n-a făcut niciodată altceva decât să încurce. Desființarea casei cavalerilor n-a fost nicio grozăvie și anuarul nobilimii mai există încă. Dar reforma gazetei de seară, reforma domnișoarelor a dat lovitura mortală nobilimii. A fost o ghilotină. În mod identic, templierii au creat cumpătarea și pietiștii au distrus biserica de stat. Literatura a schimbat moravurile și băncile particulare au reformat viața economică. Apropo de economie, știi că în Suedia cea mai bună afacere este asigurarea pe viață? Nu pentru că oamenii s-ar gândi la moarte, ci pentru că polițele de asigurare sunt folosite ca ipoteci la împrumuturi. Și cum tot se împrumută, da, cel mai mare profit rezultă din asigurările expirate. Cât de suedeză e treaba asta? Ca să pună mâna pe 200 de coroane, plătesc 600 prime și apoi lasă asigurarea să expire. Ai dreptate, Levi, aici s-a ajuns. Aici. Auzi, unchiule Borg. Ia spune, dragă. Într-o seară nevastă mea s-a întors de la teatru și a vrut să mănânce pâine cu unt și friptură de vițel cu castraveți. Friptură s-a găsit după ce m-a trezit în ocări, dar pentru că n-aveam castraveți, am furiat și a aprins toată lumina electrică și a ars în plină forță până la ziua. După aceea, când i-am zis câteva, mi-a răspuns că nu sunt gentleman. Și când în sfârșit i-am dovedit cel puțin că sunt bărbat, a dat fugă la avocat și a spus că n-am făcut-o fericită. La fel ca și a ta. Ce bărbat sănătos poate trăi cu un copil descreierat? Poți să-ți dai numele și onoarea pe mâna celui mai crâncen dușman? Pe bărbatul care o iubește, îl urăște. Rut și ură, asta e dragostea femeii. Bărbatul iubește și ea urăște. Toată frumusețea pe care o vedem în ea este numai proiecția noastră pe ecranul ei alb, pe care nu se găsește nimic. Lumea va pieri de ură. Copiii se nasc în ură, sunt crescuți în ură. E dezgustător să trăiești într-un timp pervers în care toate sunt cu susul în jos. Dacă văd un bărbat cu voință, spun că e femeie. Dacă văd un Alfons vorbind de numele femeii și cu voința subordonată unei femei, atunci spun: bravo, ăsta bărbat. Așa trebuie să fie un bărbat. Grönlund, care se prostituează contra plată și este un întreținut, iată poetul femeilor. Scrie împotriva sexului său și îl defăimează. Ginolatrie! Ginolatrină! Latrină! Am făcut o triadă. Ai mai făcut una și despre Suedia, dragă Holger. Da, asta.
ceartă, chin, chef. Și una despre Grönlund se spune. Ei, iată că am ajuns și la redută. Selen și Salonul Roșu au descoperit reduta în 1870. Ostim, înainte de a exista turnul de observație, pe atunci dealul servea ca motiv pentru pictori și pentru promenadă, ca un fel de belvedere și carieră de piatră. Ester, draga mea, miezul nopții vine de la răsărit. Știi, în clipa asta este deasupra Mării Baltice și poartă pe brațe veacul cel nou. A? Da, da. Doar nu crezi că Swedenborg a avut legături cu alte lumi? Nu știu eu. Nu poți fi în legătură cu alte lumi dacă nu există. Nu există? Așa spui tu? Draga mea, privește în sus. Uite, privește acolo sus, spre cer și spre stele. Acum nu vezi celelalte lumi? Ba da, Max, clar. Clar, nu-i așa? Nu vezi capela, steaua aceea mare, albă? Și? E, dacă o vezi, ochiul îți este atins de lumina pe care o radiază și tu ești într-un fel de legătură cu ea pentru că ai primit ceva de la ea. Da, 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 o rază de lumină. Bineînțeles, draga mea, ai primit o rază de lumină pe care o percepi. Dar tu știai că printr-o rază de lumină se poate transmite o undă sonoră? Nu, nu, nu știam, nu. Nu? Tu nu cunoști fotofonul lui Bell, cu care se poate vorbi la distanță prin intermediul unei raze de lumină? Ei bine, el există. Da, draga mea, există, chiar dacă tu nu-l cunoști. În orice caz, pe raza de lumină a capelei poți transmite o undă sonoră. Și mai știi că o undă sonoră poate transmite un gând? Uite, de pildă, tu îmi transmiți zilnic câte un gând la telefon. Raționamentul meu este corect? Da, Max. Mulțumesc. Deci, concluzia. Există alte lumi pentru că le vezi și ai putea transmite pe o rază de lumină un gând printr-o undă sonoră și invers, ai putea primi pe aceeași cale un gând din acel loc. Raționamentul este corect. Mulțumesc mult. Atunci suntem de acord în sfârșit. Iar Swedenborg ar fi putut să aibă legături cu alte lumi. Ei, asta nu mai înțeleg. Iar o luăm de la capăt. Să-ți repet dovezile? Să iau de la capăt? No. În niciun caz nu vrei și nici n-am avea timp. Da. În orice caz dăm voie să spun, de pildă, Holger a trăit în închisoare niște momente pe care nu și le putea explica, dar l-au neliniștit. Vezi tu, cât timp nu putem explica ceva, spunem că este mistic. El nu-l citise pe Swedenborg, dar când a ieșit, i s-au întâmplat următoarele. Dacă vrei poți să controlezi. Uite, după eliberare, trăia în meditație și se credea deja pe cale de a-și pierde definitiv mințile. Dar într-o zi vine la birou un biet prieten din tinerețe și vrea să-i vândă Arcana Celestia de Swedenborg în suedeză, însă nu avea decât partea a șasea, a șaptea și a opta. Ca să-l ajute, Holger le-a cumpărat, bineînțeles fără intenția de a le citi vreodată. Totuși, când a rămas singur, le-a răsfoit și într-una dintre cărți a găsit întâmplările lui din închisoare și explicația lor corespundea. Atunci a căzut pe gânduri, a încercat să invoce spiritele prin formulele hipnotismului, sugestiei, reprezentărilor silite și altele. Oricum, asupra trecutului și prezentului său, căzuse o lumină nouă. Cu toate că nu este spiritist și nu are vedenii, percepe, primește impresii și avertismente ca și cum pătatul Socrate de la Dairnonul lui. Persoana lui mi se pare sublimată într-o retortă la cea mai înaltă temperatură a suferinței. S-a scindat într-un om obișnuit ce trăiește jos în materie și într-un om de sărbătoare pe care îl lasă să apară după ce și-a făcut datoria cum se cuvine. Max? Da?
Tu l-ai citit pe Swedenborg? Da, Esther, l-am citit. Și cred că nu există om care să fi pătruns mai multe secrete. Nu întâmplător casa lui se află aici pe munte tocmai acum când este necesar. Numele Swedenborg spune ce înseamnă el pentru Suedia noastră. Svede, Suedia, Borg, fortăreață. Aș dori să-l văd șezând în prag ca Abraham, când a fost căutat de Domnul în Dumbrava Mamre. El revine, dar ca să mântuiască și să judece, ca să elibereze spiritul, ca să lege animalul. Eu unul n-am înțeles de ce toate animalele astea spurcate sunt ținute în captivitate aici pe deal, dar poate că motivul este să vedem deosebirea dintre ele și noi, ca să descoperim omul, comparându-ne cu ele. Acum este miezul nopții și aud veacul venind dinspre răsărit. Acum este deasupra Vertanului, sună la Vaxholm, aduce pacea pe aripi, pacea prin luptă? Oamenii nu vor pace. Astăzi 26 de state semnează la Haga tratativele Congresului pentru pace, dar nimeni nu crede în pace. Toți se înarmează. Dacă vorbești de bine, oamenii râd de tine. Ei se cunosc pe ei, noi ne cunoaștem pe noi, dar dacă îi vorbești de rău, se supără. Oamenii sunt ceva mai răi și ceva mai buni decât se spune. Max, crezi că asta s-a auzit acolo sus? Da, Esther, tot atât de sigur cum trăiește sufletul meu, s-a auzit. Și cum ți se pare veacul nou care a început? La fel. Oarecum la fel, totuși altfel. Esther, mergem? Împreună? O bucată de drum, Max. În sus? Înainte? Da, dar niciodată în jos. Ați ascultat ultimul episod din serialul radiofonic Saloanele Gotice, scenariu de Pușarot după romanul cu același titlu de August Strindberg. Traducere de Corneliu Papadopol. Distribuția a fost următoarea: Contele Max, Eugen Cristea; Esther Borg, Irina Movilă; Doctorul Henrik Borg, Dan Condurache; Redactorul Gustav Borg, Mircea Constantinescu; Consulul Isaac Levi, Florin Zanfirescu; Holger Borg, Silviu Biriș; Arhitectul Kurt Borg, Mircea Rusu; Pictorul Selen, Ionuț Chivu; Pacienta, Cristina Constantinescu; redactor și producător, Costin Tuchilă; regia de studio, Janina Dicu; regia de montaj, Mirela Anton și Monica Wilhelm.